Salutare! Eu sunt Cătălina și bine te-am găsit la podcastul Grile Rezidențiat, podcastul unde afli ce specialitate ți s-ar potrivi. Dar până acolo mai e un hop, examenul de rezidențiat. Știu, nu e o surpriză pentru nimeni, dar noi ne-am gândit să facem o statistică cu grilele care au picat în 2021 la rezi pe medicină. Din ce cărți sau capitole au picat, câte sunt complement simplu și câte multiplu și chiar care răspunsuri sunt cele mai frecvent corecte, rezultate care chiar o să te surprindă. Am pus toate graficele într-un PDF scurt și ușor de urmărit pe care îl poți descărca gratuit din pagina de resurse grile rezidențiat. Ți-am lăsat link chiar în descriere. Dar să revenim! Te invit să îl ascultăm pe invitatul de astăzi, medicul rezident Mario Mutuleanu, cum ne povestește despre medicina nucleară. Să-i dăm drumul! Salutare, Mario! Bine venit la podcastul Grile Rezidențiat! Ne bucurăm că te avem aici! Bună seara! Mă bucur că sunt aici și mulțumesc pentru invitație! Chiar eram curioasă, atât eu cât și toți cei care de abia așteptau episodul pe medicină nucleară, să știe cu ce se ocupa această specialitate mai exact. În niciun caz cu bombe atomice, <laughs> ca să zicem așa. În principiu, medicina nucleară este o specialitate de diagnostic, dar avem și parte de terapie. Conceptul pe care noi îl folosim este de teragnostic, adică terapie și diagnostic. Dacă îl pe net, sigur, o să găsiți ceva despre el. Okay. Uh, în principiu folosim niște substanțe radioactive într-un mediu controlat pe care le injectăm în pacient. Substanțele respective sunt legate de niște peptide cu anumite afinitate pentru diverse tipuri de tumori și acolo unde se adună uh, substanța respectivă, noi, scanând pacientul, vedem exact unde este radioactivitatea mai mare, și, în funcție de unde, ea, de unde se localizează, știm că acolo e o tumoră sau e ceva normal. Cam așa, în mare, cam ăsta e principiul de funcționare okay. al medicinii nucleare. Și, mă rog, But... e o mică diferență între ele, între ea, radiologie și radioterapie. Așa. Uh, radioterapia se ocupă strict cu partea de tratament. Ei nu au treabă cu partea de diagnostic. Iar pe partea cealaltă, radiologia este în mare parte doar de diagnostic. Noi avem o opțiunea să le facem pe amândouă și e foarte bine și e super interesant ce o să facem și o să vă povestesc un pic mai târziu despre noile chestii care o să apară și la noi în România, ceea ce în afară există de multă vreme. Așa. În principiu, radioterapia folosește surță externă de radiații, adică niște acceleratoare de particule care uh, au țintit niște leziuni, ele se conturează pe un CT și cu ajutorul acceleratorului de particule pur și simplu se bombardează țesutul respectiv cu radiații și printr-un fenomen din asta de degradare și de moarte celulară se eliberează niște radicali și acolo uh, țesutul respectiv începe să, să fie distrus din cauza radicalelor care se eliberează. La radiologie avem sursa de radiații în afara pacientului, avem pacientul pe masă și imaginea se formează prin trecerea radiaților prin țesuturile respective. Și în funcție de cât de dense țesutul pacientului, ficat, mă rog, abdomen și alte organe, el reconstruiește imaginea respectivă în funcție de cum se atenuează radiația în corpul pacientului. La noi, pacientul însuși e radioactiv. El vine, anamneză, vine la noi și îi injectăm o substanță în funcție de ce dorim să vedem. Că substanțele sunt legate de diferite peptide, cum am zis, în funcție de tipul tumoral pe care vrem să-l vedem. Și la noi sursa este însuși pacientul, de asta pacienții toți stau într-o parte separați de noi, în spatele unor uși plumbate, noi fiecare avem metri și suntem acoperiți pe partea deci asta. Nu, adică nicio nu avem nicio cu... treabă, treaba, suntem foarte ok. Dozele sunt mici, se injectează Per kilogram, mă rog, și la pacienții mari Trebuie injectat evident mai mult Că există o chestie care se numește Interacțiunea radieții cu materia și din cauza Atenuării pe care o face mult sesut Adipos de obicei Nu obținem niște imagini foarte bune și atunci Avem nevoie de o activitate mai mare pe care Să o injectăm în pacient, să obținem O, o imagine pe care să o putem interpreta Că altfel se vede foarte blurat Așa și nu mm -hmm. înțelegi mare lucru și asta e ideea, că noi, la noi pacientul e cel care iradiază. Și noi pur și simplu îl punem pe o masă, avem doi detectori în principal, mă rog, depinde de tipul de, de scanare, dar în principiu avem doi detectori și el doar trece pe sub detectorii respectivi, iar detectorii sunt detectori de radiații gamma. Desigur ați auzit de, radiațiile radiații, radiații gamma, toată lumea cred că s-a uitat la Cernobâl. Da. Nu suntem ca la Cernobâl, la Cernobâl a fost foarte rău. Dar, în principiu, cam în mare, cam despre asta e vorba la noi. Par destul de multe calcule, așa, uh, și cât, cât de multă fizică intră în această medicină nucleară, că pare destul de multă. Puțin, puțin multă fizică, dar <laughs> e foarte frumoasă. Adică este o fizică care se aplică strict pe partea asta. Atom cu dezintegrări, cu eliberare de energie, tot ce înseamnă, nu știu, celul... Uh, fabricare de substanțe, e foarte interesant mie, cel puțin pe mine asta m-a fascinat că sunt anumite substanțe care pot fi pot fi produse doar la reactoare, adică reactoarele astea nucleare pe care le folosești toată lumea să facă energie să, tot felul de chestii ele au și o, compon o componentă de fapt au o atribuție din asta, au o funcție pentru a face radiofarmaceutice că noi așa le numim, radiofarmaceutice wow. <laughs> da, e uh, pentru că, na, sunt <laughs> așa cum sunt ele Uh, și folosind, uh, folosind proprietatea sau, mă rog, uh, facilitatea asta de a produce radiofarmaceutice la reactor, putem să o obținem diverse. De, de exemplu, cel mai folosit izotop sau radiofarmaceutic al nostru este tehneciu. Așa okay. se numește tehneciu, tehneciu? dar, uh, de fapt, mă rog, molibden din care se obține tehneciu, molibden nu este produs la reactor, care se dezintegrează și apare tehneciu. După <laughs> care mai avem și varianta de terapie pentru pacienții cu carcin tiroidian, și se obține iod-231, așa se numește substanța respectivă, și pur și simplu vine pacientul după o operație, de exemplu, pentru ablație de tiroide. El, asta e indicația lui principală la, car la carcinomele uh, tiroidiene bine diferențiate. Și vine pacientul, îi dăm o pastilă, și uh, mergând pe calea asta fiziologică a captării de iod, că știm că dacă mâncăm multă sare și cu iod și așa e, face bine da. la tiroidă sau nu, depinde de așa de fiecare, uh, dar în principiu uh, iodul respectiv ajunge în tiroidă și în loc să meargă mai departe să se, să se sintetizeze hormonii tiroidieni, fiind radioactiv, pur și simplu distruge tot ce înseamnă folicul. Și atunci pacientul respectiv scapă de partea asta, de boală micro micro care ar putea să o aibă. Că la nivel macro se vintră chirurgul, se uită, face acolo rezecție, dar el nu poate să, să ia adică întotdeauna adică. toate resturile și ca să ne asigurăm că nu are recidivă pacientul sau să reducem cât mai mult riscul respectiv îi dăm o pastilă și Gata, după aceea vin la control. Jura, asta pare destul de SF Dacă stau să mă gândesc așa, e ca și filmele alea pe care, la care te uiți și sunt cu oamenii de știință cu tot felul de calcule și substanțe dubioase care n-am auzit, în niciun caz da. medicină. Și sunt curioasă dacă ai fost mereu atras de așa ceva și de asta ai vrut specialitatea sau cum s-a nimerit să ți-o alegi? Da, povestea e destul de, destul de lungă, dar în principiu am vrut radiologie. Eu am fost în primul an de facultate am zis mă fac chirurg și ca toată lumea, și, ca toată lumea. Orice, orice băiat care se duce cred că orice băiat sau mă rog, majoritatea care se duc la medicină zic frate mă fac chirurg și m-am dus în primul an la acolo la, la să fac practică și când am văzut ce se întâmplă la chirurgie am zis nu zic asta nu e de mine și am mai avut niște experiențe după aceea în care diverși pacienți mă rog fiecare cu boala lui și supărat și așa își vărsau oarecum oful pe acolo pe noi, pe, pe, doctor și zic ok, mie nu-mi trebuie asta, eu nu vreau să stau așa, mie mi-ar plăcea ceva cu tehnologie de când eram mai mic, eram un copil chiar, plăcea foarte mult calculatoarele, adică să repar, să, chestii, să iau componente într-o parte, să le mut în alta și tot așa. Oric, și am ajuns să. și am zis radiologie e cea mai bună. Îmi place, am și o chestie pentru detalii, adică sunt foarte atent la detalii, îmi dau seama imediat dacă se schimbă ceva la uh -huh. aspect sau așa. Și zic, uite, aș vrea radiologie pentru că e paraclinic, pentru că stau foarte puțin cu pacientul, am și satisfacția că cineva o să beneficieze de diagnosticul pe care eu pot să-l pun. Și m-am -am axat pe. am mers pe ideea asta de a, a face radiologie. Însă. Nu am uh, avut puntajul suficient de mare ca să iau radiologie și atunci m-a sfătuit cineva, zice, cineva care era plecat în America, zice, băi, dacă vrei într-adevăr să faci magistică, uite, aici medicina nucleară e cea mai apropiată de radiologie și poți să o faci. Și ce am zis, ok, fac medicina nucleară și voi de după aceea, primul an, văd cum se mișcă lucrurile și dacă nu-mi place îi mai dau o dată și îmi iau altceva. Și am luat medicină nucleară, n-am știut absolut nimic. Prim prima și singura dată când am auzit de șintigrafie este, era în cartea de rezidențiat undeva la tiroidă ne, ceva ne scria pe acolo foarte puțin și am zis ok, hai să facem asta să vedem despre ce e vorba. Mă, și cam asta e ideea. Adică nu e că mi-a plăcut sau că asta mi-am dorit, ci pur și simplu asta a fost conjunctura, Am știut că vreau imagistică și cam atât. Dacă stau să mă gândesc acum, bine că punctași faptul că Medicina nucleară este cea mai apropiată de radiologie. Să vedem acum, fix după podcastul ăsta, câți oameni o să fie un fel de medicina nucleară următoarea <laughs> după radiologie bătaie pe Da, e drăgută. E Medicina nucleară este complementară a radiologiei, că sunt uh, anumite informații pe care le poți obține doar cu ajutorul IRM-ului, că el e cel mai bun. Și sunt anumite informații pe care le poți obține doar cu ajutorul medicinei nucleare. Adică, depinde de ce are pacientul și, în principiu, noi avem parte de onco. Asta lucrăm, eu, eu fiind la Institutul Oncologic, uh -huh. avem preponderent oncolo, afecțiuni oncologice și, mă rog, are foarte multe aplicații de, de felul acesta, uh -huh. în sfera asta. Ce oportunități de muncă găsești după rezidențiat? pentru pe această specialitate? Momentan. Momentan e, din punctul meu de vedere, e cumva dificil de spus, dar uh, cum am văzut că s-au mișcat lucrurile cât timp am fost eu în rezidențiat, medicina nucleară este o specialitate care va fi doar din ce în ce mai căutată, pentru că o, odată că e de cu tehnologia și absolut tot ce are legătură cu tehnologia din punctul meu de vedere va ajunge la un vârf, ca cum, ești cu, cum este și cu radiologia și radiologia acum câțiva ani, de-abia se duceau câțiva acolo și nu știu ce, dar acum e vârf, adică e cea mai, aproape cea mai căutată, una dintre cele mai căutate specialități. Și cred că așa o să fie și la noi, pentru că, din păcate, incidența cancerului crește în mod constant în lume și inclusiv în țara noastră și investițiile și tot ceea ce înseamnă partea asta tehnică de echipamente vor trebui să fie făcute, pentru că sunt foarte profitabile, adică uh -huh. o, pentru o scanare de PET-CT costul este semnificativ, adică uh -huh. e chiar destul de mult, să zic așa, cam 3 remeuri, ca să What? ne facem o idee. Wow. Da, 3 uri cred că așa vreo două, un torac și un abdomen, ceva de genul ăsta. Și în rest... Cam, cam asta, adică o să fie loc. Noi ieșim și cu competență de eco. Okay. Putem să facă, facem eco generală. Deci, cine nu-și găsește neapărat în partea asta de medicină nucleară, de diagnostic sau de terapie, poate să facă ecografii, mm -hmm. ceea ce e foarte bine. Și altceva? Și altceva, nu, doar asta Deci avem partea de uh, medicină nucleară De diagnostic, de terapie Și avem și partea de ecografie mm -hmm. În rest, uh, nu prea avem uh, Nu avem altceva ce putem să facem Invitatul de pe Radiologie Ne zisese că Ea uh, poate să Interpreteze și online uh, Poate să lucreze remote Practic da. și dacă se poate Și pe medicină nucleară, ne poți spune? Momentan din ce știu? Eu nu e reglementată uh -huh. această chestie pentru medicina nucleară, dar uh, sunt sigur că urmează. Adică până acum, în puțină vreme avei nevoie, deci pentru medicina nucleară ai nevoie de niște uh, calculatoare foarte performante, ca să proceseze imaginile respective, pentru că după ce se scanează pacientul, imaginele ajung rodata, ca să zic așa, uh -huh. la noi în calculator. Și noi, ca să putem să le interpretăm, trebuie să, le, să facem niște procesări ale lor. Și ca să se facă procesările respective, ai nevoie de anumite calculatoare. Și de asta la, la medicină nucleară este puțin mai dificil să faci remote. Uh -huh. Dar apare a apărut și varianta de a face un server la care să alegi mai multe calculatoare și printr-un cont și o parolă, pur și simplu să te loghezi de acasă în serverul respectiv ai acces la toți pacienții respectivi și la toate aplicațiile pe care le ai disponibile la spital, pentru că procesarea se face în server și nu mai ai nevoie de cine știe ce calculator. Practic, calculatorul folosește doar ca pe monitor. Uh -huh. Și, da, o să se poate și la noi, dar momentan nu. Adică e destul de long shot și mai puțin până ajunge toată lumea să-și facă infrastructura, ca să zic așa, uh -huh. ca să putem să facem remote. Oh. Povestește-ne un pic despre primul tău an de rezidențiat Primul an de rezi a fost, ce să zic, la început eram, <laughs> noi, noi eram destul de mulți Aparatul în care exista acolo unde suntem și unde sunt acum la institut era, era unul care avea ceva ani, dar... Nu, respectiv a fost destul de. Bă, nu știu, destul de neclar, -ne că nu știam despre ce e vorba. Bă, acolo, mă rog, se scanau pacienți, Noi am mai încercat, mai aveam așa noi idee, mai discutam între noi chestii legate de medicină nucleară, dar n-am avut niciodată prea multe discuții în astea așa, constructive. Noi mergeam la spital, făceam ce puteam, dar nu foarte multe. Dar asta s-a schimbat uh, destul de drastic uh, în toamna anului respectiv, când uh, doamna doctor care lucrez eu și este și coordonatoarea de rezidențiat și uh, șefa disciplină de medicină nucleară din cadrul Universității Carol Davila uh, a reușit să achiziționeze două aparate de ele așa okay. se numesc. Așa și, practic, fluxul de pacienți s-a mărit a fost nevoie de noi în prima fază ca să stăm să scanăm pacienți, să avem grijă ca totul să se desfășoare exact așa cum trebuie, după care, după ce am prins un pic de experiență, am trecut și la partea de scris rezultate, dar asta mai, când am mai crescut un pic. La început asta făceam. Mergeam, stăteam la aparat, luam pacientul, îl puneam, ne uitam, scuze, ne uitam să fie bine poziționat și după ce se scanarea verificam dacă mai trebuie scanat din nou, pentru că noi avem și mai multe tipuri de achiziții, cum sunt și la CT, nu știu, reconstrucție de os, de plămân sau de, eu știu, se Noi avem scanări whole body, adică de cap până în picioare, sau mai avem achiziții de tip SPECT, Asta înseamnă că cei doi detectori, care sunt unul sus și unul jos, pur și simplu se rotesc 360 de grade fiecare câte 180 în jurul pacientului și prin rotația asta, printr-o tehnică care se numește stepen shoot, practic ei se mută cu un anumit unghi, se opresc și achiziționează uh -huh. radiația din pacient și tot așa până când reușesc să facă o, o, o întreagă circunferință, și după aceea cu un soft din asta de reconstrucție. Uh, fac o, o chestie 3D, fac o imagine 3D a pacientului respectiv. Și wow. cam astea sunt, da. Și avem și ele în general, înainte erau doar SPECT. SPECT vine de la Single Photon Emission Computed Tomography, o chestie <laughs> de -așa, super lungă. Așa, dar acum avem SPECT CT. Uhum. De ce? Pentru că rezoluția este destul de mică și noi avem sensibilitate foarte mare, dar specificitatea lipsea. Și atunci a venit unul deștept și a zis, putem să-l punem pe ăsta și pe ăsta într-una. Wow. Și avem wow. și imagini de CT și avem și imagini de medicină nucleară și puse una peste alta, practic, avem sensibilitatea de la medicină nucleară cu uh, localizarea sau cu specificitatea pe care o oferă Tehnicile morfologice Cum sunt CT-ul sau re ul Deci primul an de uh, Rezi e mai lejer da, Așa până mai leger. când începi să-ți dai seama Și după da. a, e ca medicina nucleară În rezidențiat e ca vinul Te vine mm. mai bună pe cât mai trece mm. timpul nu? Da și nici nu aveți idee cât de bună e După aceea păi, foarte drăguț spune cum arată o zi din viața unui rezident acum uh, Pot să vă zic O zi de-a mea cum da. arată În principiu eu ajung la spital Pe la șapte jumătate programul începe la 8. Dar mă duc la 7 jumătate pentru că de obicei mai sunt lucruri de făcut, mă rog, mai aranjăm un pacient, ne mai uităm cumva pe ce mai e de făcut în ziua respectivă și dacă nu sunt toate puse în ordine, încercăm să le mai or, aranjăm puțin, să ne fie mai ușor după aceea. Și depinde de zi. În general, o zi ocupată începe la 8 și se termină undeva pe la 3-4 după amiaza. Și avem în prima fază doamna doctor face anamneza pacienților, după care documentele ajung la noi, documentele pacienților, a fiecare vine cu o fișă scrisă de dânsa, cu ceva istoric, ceva antecedente din acestea heredocolaterale sau ceva investigații vechi, trecute acolo așa, dacă are CD la fel pacientul ajung tot la noi iar noi, fiecare dintre noi ne împărțim pacienții și fiecare dintre noi ia pacient, câte un pacient sau mai mulți depinde câți avem în ziua respectivă și atunci noi ne uităm pe caz să fie și suntem atenți atunci când ajunge la scanare să nu ratăm ceva. Adică dacă acolo scrie că suspiciune de la nu știu, vertebra T8, noi trebuie să avem grijă ca la vertebra respectivă, dacă apare vreo fixare patologică de radiotrasor, uh -huh. să rugăm uh, pe cel care face achiziția imaginilor. Din, pe lângă o scanare de whole body să-i facă și o scanare respect pentru că ne ajută pe noi foarte bine la diagnostic să vedem dacă, dacă e tot în regulă uh, printre astea mai scriem și rezultate adică din urmă cam la câteva zile trebuie să le avem făcute încă pacienții încep să sune e gata rezultatul, doamna doctor trebuie să vină să le scrie și dacă nu sunt scrise nu e bine nici pentru noi nici pentru nimeni ar trebui să fie scrise și mai avem și treburi din astea, oarecum administrative, te mai ai grijă de un pacient, te mai duci să mai un act, te mai duci și mai niște documente, chestii de genul ăsta. Dar, în principiu, ziua noastră constă în a afla istoricul pacientului și a discuta, nu neapărat a discuta cu el, că majoritatea timpului sunt injectați și ca să nu stăm prea mult lângă ei, ne uităm foarte mult pe foile lor. Și uh, să, fim, uh, să fim foarte atenți dacă achiziția și dacă imaginile sunt așa cum trebuie și dacă mai trebuie ceva în plus. Uh -huh, și uh -huh. asta e foarte important pentru că dacă pacientul pleacă, uh, nu putem să știți, veniți înapoi să vă mai scanăm o dată, că mă, substanța respectivă are un timp de înjumătățire. Și dacă a trecut timpul respectiv de înjumătățire, calitatea imaginii nu mai bună. Da, și de asta da. trebuie să fim foarte atenți la început, să facem lucrurile cum trebuie. Și pe la cât terminați? Mm, programul e până la două. Mm -hmm. Noi terminăm în zilele lungi 3-4, mm -hmm. Depinde ce avem de făcut și depinde ce se mai întâmplă în ziua respectivă. Că, uneori, da, pacientul se mai simte rău, îl dăm jos, trebuie să-l punem din nou. E așa o chestie. Okay. Dar, în general, cam pe la două, jumătate, trei, încă am plecat toată lumea ca astăzi. Faceți și gărzi? Nu avem gărzi. Asta Super. a fost unul dintre criterii. Am zis, nu, fără gărzi, nu ne trebuie. Spor la salarii vă dau? Avem un spor. 30% okay. la institut acolo, pe secțiile de terapie și unde se face și diagnostic și terapie, e 30%. Uh -huh. Unde se face doar diagnostic e 15%. Ok. Sporul. Adică depinde... Depinde unde, Deci da. în institut există și secție de aia și secție de aia, da, și da, faceți da, corând da, sau da. nu. un institut este secția de, de uh, diagnostic pe care stăm noi în majoritatea timpului și avem și secția de terapie, dar secția de terapie, mă rog, nu avem foarte mare acces la ea pentru că pacienții respectiv sunt destul, sunt uh, cu doze mai mari de de radiații și mor mă rog, ca să ne ținem mai distanța. Știm teoretic ce se întâmplă, cum se întâmplă, când se dau pastile, că iodul nu se bagă pe venă, se dau pastile. Uh -huh. se ajut, așa, <laughs> Așa. știm ce se întâmplă, dar nu stăm acolo pentru că sunt dozele de radiații mai mari și vrem să uh -huh. păstrăm o oarecare distanță față de treaba. Ai zis de. Tot menționezi o doamnă doctor. Este singurul îndrumător? Da. Momentan este singura. Din, începând din anul următor, adică din 2023, okay. o să fie doi îndrumători în București. Mai sunt alți îndrumători, mai este o doamnă doctor îndrumător la Cluj și o doamnă doctor îndrumător la Iași. Și ai, ai și zis, ai și menționat că erați foarte mulți. Deci tu îmi spui mie că, practic, un singur doctor, un singur îndrumător, are sub tutela mai... Mai, mai mulți rezidenți. Și da. cum se descurcă? Adică cum e păi, și... Păi, în principiu, mă rog, noi am fost 11 la început, anul meu. Jesus. Nu 11 am fost la început. Mă rog, noi ne-am descurcat acolo între noi, a fost tot în regulă și așa. Pe măsură ce au venit și alți rezidenți, mă rog, am mai preluat noi, să zic, să zic așa, din sarcini. și mai vorbim, le mai arătăm ce știm, punem întrebări, dacă nu știm, ne ducem, căutăm, citim, vedem, mm -hmm. adică Uh, ne-am ocupat și de partea asta, adică am zis, bă, ok, dacă suntem mai mari, nu înseamnă că trebuie să fim nașpa cu ei adică, dacă putem, că am auzit și din noastre, zic, dacă putem să vă ajutăm, noi vă ajutăm și mă rog, în destul de multe situații am, cred că am fost de ajutor cu ei și încă încercăm să fim, adică pe cât posibil vrem să fim uh, acolo și să Aici, da. fim drăguți cu toți rezidenții care vin pentru că e important să înveți ceva că dacă toți vin pe acolo mai ales în anii mici, când, în principiu, ei ar trebui să învețe protocoalele de achiziție și cum se scanează pacientul și la ce interval, că trebuie să aștepți un anumit interval după ce l-ai injectat ca să se distribuie substanța în organism, și intervalul depinde în funcție de fiecare investigație, de tipul de afecțiune și tot așa. Uh -huh. În principiu, ea trebuie să știe lucrurile astea la început. Și ca să o facă lucrul ăsta, evident că n-au de unde decât dacă vin și întreabă sau dacă efectiv stau acolo în fiecare zi și văd cum se petrec lucrurile. Uh -huh. Și cam asta se întâmplă. Adică primul an trebuie să fie burete ca să se adune așa de peste tot cât se poate. După aceea ne mai ajutăm și le mai ordonăm așa puțin, dar ne descurcăm. Cât de solicitantă ți se pare? Nu foarte solicitantă. Uh -huh. Uh, dar asta o spun eu care o fac cu plăcere Pasiune, da. și uh, e ceva ce n-aș schimba niciodată, adică aș face aceeași alegere de mai multe ori dacă ar fi posibil. Uh, deci, în principiu, da, depinde și de om, Până la urmă, Eu sunt un tip care nu se stresează foarte tare, că îmi place să fac lucrurile bine, uh, dar nu mi place să mă stresez așa. <laughs> dacă le amân și la un moment dat sunt pe ultima 100 de metri, e doar vina mea, de zic, nu am de ce să mă mai stresez, <laughs> că am avut timp suficient să le fac până acum, ori, în loc să mă stresez, mă apuc de treabă, adică pe principiul ăsta merg, băi, ce rost are să te plângi, să te stresezi, când oricum, timpul puțin pe care l-ai, să mai folosești să te stresezi, n-are sens, pur și simplu, te apuci de treabă, pa, iese ce iese, cool. până la urmă. Nu știu dacă se aplică, dar... Uh, sunt curioasă... Care sunt cele mai frecvente patologii cu care vă întâlniți? La noi în România și ce am văzut fiind profil oncologic institutul, este partea asta de onco. Cancer cancer mamar, cancer de prostată cancer de tiroidă că vin la tratament și cam atât uh -huh. am văzut noi. Există mai multe tipuri de cancere care pot fi investigate cu medicina nucleară. Chiar acum Mă rog, există și uh, cel mai tare aparat pe care noi avem, se, e, se numește Pet City. Este o investigație super, super tare și, mă rog, e super uh, recunoscută. Deci aici peste apare pe CT-ul. Da, 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 aici, exact, exact, pe CT-ul la, la noi apare și uh, sunt destule patologii. Adică pol, uh, cancerul pulmonar poate să fie investigat, cancerul, încă o dată, cancerul mamar, cancerul de colon, inclusiv, uh, mă rog, în anumite cazuri, uh, cancerul hepatic, depinde de foarte mult de histopatologia celulelor respectivă, pentru că sunt unele limfoamele foarte bine se văd la noi, e chiar gold standard mm -hmm. pe limfoame de urmărire de terapie și de stadializare pe CTU e cel mai tare pentru că, mă rog, vedem rog, vedem anumite metastaze sau anumite localizări ale linfomului chiar în, în, în situații sau în în, im în imagini pe care dacă le-ai vedea pe o modalitate morfologică, un CT sau un IRM, ele nu întrunesc pragul acela de a fi numite adenopatii sau uh -huh. de a fi declarate ca să zic așa sau de a fi diagnosticate ca fi metastaze. Pentru că rămân foarte mici ganglioni respectivi. Dar la noi poate fi cel mai mic ganglion din lume. Dacă a captat substanță și s-a aprins, e clar metastază. Adică asta e plusul. Uh -huh. Că noi noi practic evaluăm din punct de vedere funcțional pacientul și, mă rog, și morfologic și funcțional. Partea de radiologie îl evaluează din punct de vedere morfologic și cam ăsta e plusul nostru, că vedem metabolismul celulelor respective. Că uh -huh. noi asta, practic asta vedem. În funcție de anumite procese metabolice, substanța respectivă se fixează și noi putem să vedem una sau alta. Depinde. Uh -huh. Ai întâlnit vreun caz interesant ce merită menționat? Da, am întâlnit, uh, chiar acum am avut un rezultat scris care mi-a luat o jumătate de zi. Oh. Da, e o, doamnă, e o doamnă care mai multe cancere, uh, patru. Așa, una după altul, patru, patru cancere. Stai făcute. în același timp? De, în, uh, nu în același timp, în decurs de câțiva ani. Ok. Așa. Care uh, e cauza? Uh, uh, prima oară... Primul, sau la debut, a avut un, o tumoră neuroendocrină. Okay. Sunt uh, niște tumori care se dezvoltă din crestele neurale și... Și rare. În gen, uh, Da, rare. Și ele se, uh, se, uh, cum se, se, se caracterizează prin expresia de anumiți receptori uh, de somatostatină. Și pe, pe baza receptorilor uh, acestora de somatostatină, noi folosim analog soma, de somatostatină radiomarcat, și, practic, analogul respectiv se duce pe receptor și fiind marcat, noi putem să vedem ce se întâmplă acolo. Și doamna a avut o chestie de felul ăsta care, în decursul timpului, mă rog, a, a mai evoluat, a mai stagnat, au mai apărut alte cancere. A fost o întreagă poveste la doamna respectivă și acum, mă rog, a venit și nu arată foarte bine. Și că asta mi s-a părut interesant pentru că la anumite rezultate Uh, fiind foarte mari și metastazele fiind diseminate peste tot, uh, ei le-au categorisit într-un fel sau altul, și acum când a ajuns la noi, uh, absolut tot ce are receptor de somatostatina captează. Uhum. Și la noi tot ce are ea descris vreodată se aprinde, pur și simplu se vede. Și asta înseamnă că tot ce are uh, femeia respectivă, doamna respectivă, tot ce are ea acolo, este de la tumoră neuroendocrină. Și, mă rog, mi se pare interesant că în atâta timp a evoluat și a apărut e altceva, și wow. are și niște biopsii care au ieșit ceva, și nu cred că au fost chiar, nu știu, e, dar e destul de complicat. Asta mi s-a părut interesant, că o singură investigație poate să-ți spună, uite, astea toate de sus până jos sunt așa. Uh -huh. Asta. Oh. Cu ce provocări te întâlnești pe această specialitate? provocarea e să cred că să înveți foarte bine ce înseamnă distribuția asta a trasorilor, cum se distribuie ei în organism și pe ce mecanisme ajung în diverse țesuturi. Pentru că sunt, fiind foarte sensibilă, există și procese benigne, precum inflamația, de exemplu, sau infecțiile, care pot să capteze. Și trebuie să fii suficient de bine informat și să știi suficient de multă clinică cât să-ți dai seama că acolo este doar o inflamație sau o infecție și să nu îi spui pacientului care metastaze când el, de fapt, nu are. Adică trebuie să... Asta mi se pare cel mai dificil. Trebuie să, pur și simplu, să fii super, super... Să te informezi foarte bine, să fii atent atunci când scrii rezultate respective și totul, ceea ce ne spune doamna doctor în fiecare zi, Integrați totul în contextul clinic al uh -huh. pacientului, adică nu fiți uh, uh, analizatori de imagini, nu vă uitați la imagini, descrieți ce vedeți și atât, ci integrați totul clinic pentru că clinicienii vor de la noi niște indicii sau cel puțin niște informații care să ajute pe ei să-i trimită într-o anumită direcție. Dacă e o primezi pacientul, el este scanat și doar descriu imaginea, pe clinician nu-l ajută cu nimic, dacă îi scriu niște lucruri pe care le vede și el singur. Uh -huh. Și el are nevoie de experiența noastră, și mai ales a radiologilor, că știi, ei fac foarte mult partea asta de imagistică, să că asta e asta sau asta. Adică nu să-mi spui că este o formațiune, nu știu de care, o văciu că e rotundă mare și unde e localizată, dar trebuie să-mi spui caracteristicile ei mă îndreaptă către ceva benign sau către ceva malin, ca să știu ce fac cu pacientul. Uh -huh. Și cred că asta e partea cea mai dificilă. Uite, un AI ar putea să descrie imaginea, dar nu ar putea să o integreze în context clinic. Da. Și, și aici nu... se pune întrebarea dacă ar putea vreodată AI-ul să înlocuiască și se pare că nu e chiar așa. Uh, nu, e, nu este chiar așa, într-adevăr. Eu sunt de părere că AI-ul e foarte bun, foarte bun, pe tot ce înseamnă lucruri vasi normale, uh -huh. să zicem. Adică dacă vine un pacient, are doi noduli așa pulmonari, poate să se uite, adică ar putea să interpreteze. Dar în același timp nu poate singur. El poate să zică, uite, ăștia din 150 sunt normali dar oricum trebuie să te uiți, pentru că el nu știe de istoricul pacientului, nu vorbim niciodată cu pacientul, nu știe exact cum evoluează boala respectivă, nu știe dacă boala respectivă poate... Doar ăla e tipul de nodul care apare la boala respectivă, adică sunt multe de luat în calcul. Sigur că pe o radiografie uh, normală, să zicem așa, care este de de-asta anteroposterioară pe care -o, face o fac majoritatea oamenilor când ajung într-un spital și au diverse afecțiuni pulmonare sau de altă natură, E util să vină un AI să-ți spună, să-ți încercuiască pur și simplu reziunile, nu să-ți spună da, diagnostic, dar să-ți zic, uite, aici, 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 e câte una, pentru că uh, fiind, mă rog, contrastul destul de, să zic, destul de slab la radiografii, ți-e greu să le vezi pe toate. Dau un aparat care folosește niște... Uh, cum sunt, de exemplu, unitățile Hansfield la CT, dar are niște numere după care se ia, pentru el e mai simplu să, să ți le recunoască și atunci el doar ți le indică, iar tu te ocupi de diagnostic. Adică, din punctul ăsta de vedere, ar putea fi de ajutor ca să găsească leziunile și să nu mai scapi tu vreuna că, nu știu, a fost ascunsă și n-ai văzut-o. Sau... Exact. Sau că nu ai suficientă experiență. Sau da. că nu ai suficientă experiență și vrei să înveți cum arată, nu știu ce, atunci, uh -huh. da, cred că ar putea fi. Știu. Ce uh, supra-specializare ai putea să faci? Radiologie. Deci asta e. Vine sunt la complementare, pătru. da. Ah, sunt okay. complementare. Poți să faci. Nu știu, mai faci, cred, că, 4 ani de radiologie după ce faci medicină nucleară. <fie> și medicină nucleară cât faci? 4. Ok, deci 4 cu 4. 4 cu 4 <fie> faci? 8. Da. Ok, da. Mă rog. și, și merge și invers, adică și de pe radiologie merge să faci medicină nucleară. Uh -huh. Dar, în principiu, se lucrează în echipe de radiolog și medicină nucleară pentru că noi nu avem competență de a da rezultate de CT. Noi avem competență de a da rezultate de parte de medicină nucleară. Iar la privat și oriunde se face pe CT, mhm. e nevoie de un radiolog și de un nuclearist care să dea rezultatele împreună și... Nuclearist? Nuclearist. <că> Din punctul meu de vedere e un lucru foarte bun pentru că cred că viitorul este abordarea asta interdisciplinară. Iar faptul că sunt două tipuri de uh, scanări sau două tipuri de investigații făcute deodată și pune doi oameni la, la un loc deodată vrând-nevrând, ca să zic așa, uh -huh. așa asta mi se pare că e în începutul unei, poate să fie începutul unei colaborări foarte bune sau da. poate să fi, adică, fie mult mai bine când e cu cineva și ai o discuție din astea. De asta interdisciplinar, discuțiile mi se par foarte utile și mă bucur că mă, mă bucur că avem ocazia să vorbim cu radiologi și că ei au ocazia să vorbească cu noi, că noi nu știm m, foarte bine, foarte, foarte bine, așa cum știu e partea de radiologie, dar nici ei nu știu uh, partea. partea noastră și e destul de interesantă. Care sunt uh, cărțile must-have? Cărțile must have depinde de cât de dispus ești să citești. Corect. De cât de mult vrei să citești. Da, să ajungă la nivelul tău. Da. Ce, ce, citești. Experiența. Îți <laughs> <laughs> trebuie patru ani. <laughs> nu. No. Uh, cărți must have. Uh, cred că e o carte care se numește Rechizit. Ok. Rechizit of New dacă nu mă înșel, cred că îi zice ediția 6. Ceva pe acolo o găsiți pe, pe net. Și Essential. Essentials of Nuclear Medicine, tot așa. Mai este o carte care merită citită, mă rog, cu ceva fizică, dar asta dacă ai cărțile astea două, e suficient cât să afli absolut toate informații de care poți avea nevoie în rezidențiat. Uh -huh. În rest, eu, mă rog, sunt înscris și la doctorat și facem tot felul de, facem și studii, am publicat și niște articole, Adică ne ocupăm și cu partea asta de didactică, ca să zic uh -huh. așa, și am învățat cumva să căutăm informația de care avem nevoie pe diverse site-uri. Și cine vrea, într-adevăr, să afle chestii interesante despre diverse lucruri, mai ales studii, poate să acceseze oricând PubMed, care e cel mai bun, și au toate, au toate articolele, aproape toate articolele care au apărut vreodată dar trebuie să aibă în vedere că acolo sunt reviste mai bune sau reviste mai slabe, adică nu există o, o categorisire clară între uh -huh. o revistă bună sau o revistă slabă. Foarte bine despre medicină nucleară se găsesc informații pe site-ul EANM, adică European Association of Nuclear Medicine este una. Mai este Journal, Journal of Nuclear Medicine, care la fel e un site unde se găsesc protocoale sau diverse îndrumări legate de <coughs> diverse tipuri de patologii, cum ar trebui să fie să scanarea, cu ce doză trebuie injectat pacientul, adică lucruri de care ar avea nevoie cineva. Și noi că suntem acolo și suntem cei mai, cel mai, e cel mai ușor să întreb pe cineva. Dacă știm, evident, să răspundem cât se poate de clar și cât ne, cât ne pricepem, de, de cel mai multe ori cred că suntem suficient de clari cu cine ne întreabă nu avem nici noi întotdeauna vreme sau nu ne nimerim întotdeauna în același timp cu cei mai mici ca să mai mici, mă rog, cu colegii noștri rezidenți care vin și mai stau cu noi, dar văzând și făcând, absolut funcționează chestia asta. În primul rând, dacă înveți cum arată o chestie, îți va fi foarte ușor să o recunoști mm -hmm. și după aceea integrarea asta clinică e de mare, mare ajutor, mai ales că ca în orice specialitate sunt și cazuri, să zic așa, borderline, unde nu știi care cum e. Și atunci chiar ai nevoie de clinică. Uh -huh. Trebuie gândit un pic din punct de vedere clinic și... După aceea te orientezi. Dacă chiar nu ne dăm noi seama așa, avem niște... Mai este doamna doctor care oricând putem să întrebăm și ne răspunde și ne spune. Sau... Putem să ne mai dăm noi cu părerea și să-i dăm o, o interpretare care să sugereze sau să recomande o altă investigație mai care ar putea să elucideze, ca să zic așa, situația. Există ceva posibilități de practică în străinătate sau de stagii? Da, există, în principal în Franța. În okay. Franța am chiar doi colegi care au fost, unul dintre ei face aproape un an, dacă nu mai mult, de când e în Franța, mm -hmm. iar unul celălalt a fost șase luni. Și le-a plăcut foarte mult. E puțin, e puțin diferit de cum se lucrează la noi acolo în Franța, dar e experiență și da, există destul de multe oportunități de a pleca. Adică ei au plecat ușor, nici măcar nu știau gen franceză sau ceva. Okay. S-au dus pur și simplu și s-au apucat de treabă. Prin intermediul asociației europene sau cum uh... îți facilitează cu ceva plecarea Sincer să-ți spun, nu știu, că nu m-a interesat uh -huh. în mod deosebit, dar știu clar că se poate. Adică nu știu care e demersul sau ce ar trebui făcut pentru treaba asta, dar sigur funcționează. Și, mă rog, eu, doamna doctor, la fel, poate să ajute în sensul ăsta. Adică dacă e cineva care chiar vrea, chiar uh -huh. poate să ajute și e de folos să, mă rog, să mergi în altă parte și să vezi cam care e treaba. Apropo de... Dacă e de muncă, după. Dacă nu e de muncă aici, în Franța, sigur e. Adică uh -huh. și în alte părți, iar salariile sunt mari. Adică deci chiar mari, undeva la între 70.000 de euro, specialist. 70.000? De euro, da. Oh, ok. Cam așa sunt la nucleare. Mari? Față de alt rezident, altă specialist, să zicem. Pe da, 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 specialiști, specialiști specialist. Și de, în funcție de cât de bun ești mă, rog, și cât de vechi, poți să mai crească. Poți să mai... Evident că există muncă la privat sau muncă la stat, dar bine, cine vrea să se ducă să nu-și imagineze că ajunge la Paris să lucreze, ci o să ajungă în orașe mai mici. Dar cine, se muslum, cine vrea și cine își dorește doar să facă ceva convențional, fără prea multă bătaie de cap și să o aibă o rutină lejeră, ca să zic așa, cred că se potrivește. Eu acum eu doar îmi dau părerea că nu am fost și nici nu mi-a dorit. M-am gândit că aș pleca, dar nu vreau să plec, că mie îmi place aici la lui. Uh -huh. Ai zis că tu mereu ai fost pasionat de calculatoare și de toate cele și sunt curioasă care e satisfacția cea mai mare pentru tine în specialitatea asta de te-a făcut să păstrezi pasiunea pentru ea în continuare și să vorbești cu atâta ardoare? Uh... În principiu, tehnologia pe care o folosim noi, ea e foarte scumpă și complexă și ai mereu lucruri de învățat. Adică ca aparatele pe care noi le folosim au mai multe componente și e o chestie așa pentru mine, cel puțin când am le-am văzut prima oară și erau așa de multe lucruri care puteau fi făcute cu ele și nu știu, am făcut ceva protocoale de achiziție, ne-am uitat pe acolo și lucrurile erau așa super interesante că, practic, noi avem acces la un calculator. E, e, un, e un calculator care costă niște sute de mii de euro, Da e un calculator și el. <laughs> și <laughs> uh, având de ocazia asta de a, de a efectiv de a pune una și a vedea cum se desfășoară lucrurile, asta mi-a plăcut cel mai mult. Adică când am văzut că mă rog, aparatele au niște chestii care se numesc colimatori, ei sunt, pentru că... într-un film, a, am auzit. Da, când intră, deci când, când intră pacientul la scanat... Um, ca, ca, imaginea să poată fi făcută din analog, că ea e, achiziționată analog, să fie transformată în digital pentru imagine, pentru calculatoarele pe care le vedem în imagine, ea nu poate să înregistreze radiația care vine din orice unghi, pentru că altfel are și o varză și nu și-ar da seama exact aparatul de forma leziunilor sau de, mă rog, de forma țesuturilor scanate. Și atunci colimatorii ăștia au niște fante care sunt despărțite de niște mici de niște mici pereți de plumb, iar este permisă doar sau mă rog, captarea unor raze gamma la o anumită incidență. Ele în general trebuie să intre paralel ca să fie perfect cum trebuie, dar mai sunt și mici deviații de de la partea asta paralelă și ca să poată ajungă la cristalul de scintilație. Asta e o altă parte a aparatului. Avem colimator, cristal de scintilație. Cristalul de scintilație transformă uh, graza gamma în foton și fotonul mai departe ajunge în niște tuburi care se numesc tuburi fotomultiplicatoare. De ce? Pentru că dintr-un foton fac milioane de fotoni. Și atunci prin milioanele astea de fotoni care rezultă în urma transformării radiației în fotoni ele ajung să fie recunoscute de către aparat și așa, nu știu ce, și după aceea la noi, printr-o reconstrucție care se numește cu ajutorul unei sinograme. Asta e o chestie, e ca și cum ai lua un, un, obiect care e cilindric, să zic așa, și îl răsucești. Și, practic, răsucindu-l, el, în loc, să, în loc, să, arate cilindric, este arată așa ca o spirală. Exact, e ca atunci când storci prosopul. Deci prosopul care ți arată, e drept așa, după aia când îl storci, el se înfășoară, da. Aia e sinograma. După care, când îl întorci înapoi, vezi imaginea prosopului exact așa cum e. Dacă îl întorci, nu mai vezi, atunci zici că e altceva. Și există niște algoritmi de reconstrucție a imaginilor și atunci din chestia asta apare imaginea pacientului. E o chestie, mie, mă rog, mi-a luat ceva să înțeleg, nu, nu știu dacă am explicat totul chiar corect așa la virgulă, dar cam, în mare cam asta e principiul și cam așa ajunge imaginea de la pacient la noi ca să o vedem. Și asta îmi place foarte mult, că e cu, deci ai ai CT, ai medicină nucleară și ai o grămadă de butoane pe care poți să apeși, să afli chestii și să vezi că se întâmplă lucruri. Adică asta îmi place cel mai mult. Și aplicațiile pe care le avem la, la spital sunt foarte multe. Adică intri în aplicația respectivă și te uiți la imagini. Da, mai ai. Să schimbi tot felul de culori, să avem un soft foarte ca lumea care cu ajutorul unor procesări, poate să măsoare radioactivitatea dintr-o leziune. Adică, în loc să avem doar analiză calitativă, adică doar să mă uit la imagine, să zic că captează mult puțin sau așa, am softul respectiv, pun cruciulița sau, mă rog, care triangulează practic imaginea, o pun pe leziune, după care dau niște comenzi și mi-apare un număr în valoare absolută, care îmi indică radioactivitatea de leziunea respectivă. Iar asta e extrem de utilă pentru pacienții care vin uh, la scanare și după tratament sau în timpul tratamentului. că dacă eu am acum o valoare de 5 și după aceea pacientul vine și îl mai măsur o dată și are o valoare de 3, înseamnă că a funcționat tratamentul și putem să-l ținem în continuare pe tratamentul respectiv. Dacă el a crescut, înseamnă că trebuie făcut ceva și că tratamentul nu funcționează. Așa, ochiometric, te uiți și îți dai seama că s-a schimbat intensitatea, dar nu, dai, nu, nu e clar cât de mult. Și ca să ne ajute pe noi în interpretarea asta mai bună a imaginilor și să avem niște date mai obiective, să nu fie totul așa subiectiv, că fiecare, cum mi se pare, avem și partea asta. Și cam asta, adică sunt destul de multe. Cine o să vină la noi, o să afle destul de multe. Eu o să și vorbesc foarte mult, după cum vedeți. Eu îmi place să povestesc despre ceea ce facem noi, că e o chestie foarte mișto și o să fie din ce în ce mai interesant. Acum și puțin acolo deci, noi. Deci, dragi ascultători, dacă până acum nu v-ați dat seama cu ce se mănâncă medicina nucleară, ați avut parte de cea mai șmecheră lecție de medicină nucleară în 43 de minute sau câte au trecut. Deja mă simt și eu expert în medicină nucleară, ceea ce Mă duce cu gândul să te întreb. Dacă. Minusuri ai găsit că nu văd cum Ai putea să fii nemulțumit de ceva. Uh, sunt și, mă, sunt și minusuri ca în orice altă specialitate, mă, suntem destul de limitați de faptul că. Nu, contractele de contările cu casa funcționează destul de greu, trebuie să treacă pentru o comisie, pacienții, mă rog, trebuie să aștepte destul de mult, nu avem prea multe substanțe radioactive, adică în altă parte, în altă parte, mă refer în alte țări. Uh -huh. Așa, sunt mai multe substanțe radioactive cu care se fac, pot face chestii mult mai, mișto sau cel puțin la fel de frumos, frumoase cum facem și noi. Dar doar pentru că avem partea asta destul de destul de. Puțin dezvoltată la noi, și, mă rog, clinicienii nu prea știu, sau nu prea au încredere că nu au avut suficient contact, sau ei preferă să nu-și mai bată cap cu anumite investigații și să trimită pacienții direct unde știu ei că merge sau că, cum sunt obișnuiți, atunci din punctul ăsta de vedere, e trebuie un pic de muncă de convingere pentru ca ca cei care sunt în clinică să înțeleagă că noi avem niște instrumente care chiar pot să contribuie la diagnosticul unor pacienți. De exemplu, am fost la un training zilele trecute în Belgia și acolo domnul doctor cu care vorbeam zicea la noi, asta era, subiectul era pacienți cu afec afecțiuni cardiace, cu infart sau cu ceva boală coronariană, care erau, ca să zic așa, trebuiau trimiși la coronarografie. la noi se trimite direct la în general îi trimit direct la coronarografie din informațiile pe care le am eu, dar acolo e așa dacă pacientul s-a dus la coronarografie și coronarografia a ieșit negativ și el nu are o scanare, o științigrafie cardiacă făcută, atunci casa nu decontează. Uh -huh. La noi nu se aplică chestia asta și e un pas care e sărit, adică din punct de vedere al cost efficiency, e mai bine să te duci să faci o scintigrafie care te costă, nu știu, 200 de euro maxim uh -huh. și după aceea, dacă este pozitiv la scintigrafie, să te duci să-i faci o, sub, o, intervenție atât de laborioasă și care, evident, care are niște riscuri, adică nu e chiar simplu, deși pare că ai, bagă un fir pe nu știu ce, nu e chiar așa. Așa, ei preferă să trimită direct pentru că, mă rog, nu e încă foarte bine împământenită chestia asta, dar am uh, vorbit cu cineva de curând și zicea că a intrat în ghiduri treaba asta cu scintigrafia cardiacă și cred eu că în următorii ani o să fie din ce în ce mai căutată. Mai există și partea asta de tumori neuroendocrine, cum v-am zis, care dacă am avem noi ce ne trebuie, am putea să diagnosticăm niște chestii foarte tari și am putea să ajutăm mulți oameni și pe lângă asta am putea să și tratăm niște, niște oameni cu anumite substanțe și mai avem și mai este și o substanță care se numește PSMA, okay. uh, Prostate Specific Membrane Antigen, care așa cum îi spune numele, e, mă rog, el ar trebui să fie specific pentru prostată și în cazul medicinei nucleare el e legat de anumiți trasuri și am citit, chiar am citit un studiu care știu că mi-a rămas foarte bine în minte, i-au făcut o comparație câte leziuni găse, găsesc ei intraoperator, le-au luat la mână și le-au numărat și după ce și, în a, da, și după câte a văzut aparatul și a fost 100% în foarte multe cazuri, adică okay foarte, foarte bună ca și metode de diagnostic pentru cancerul de prostată. Acum sunt sigur că cu timp o să se schimbe și la noi, dar momentan cam asta e partea. Nu prea e mare încredere și nu prea știu clinicienii foarte bine ce facem noi sau au impresia că nu facem nimic așa semnificativ, dar o să afle probabil la un moment dat și o să vadă că chiar putem fi de ajutor atunci când au nevoie de noi. Aș vrea să mai am întrebări, să te mai întreb, să mai spui ceva, <laughs> da. nu știu, eu, dacă mai rămâne ceva, că eu mai am una singură pentru tine și vreau înainte să pun întrebarea asta dacă vrei să mai spui și altceva, dacă mai există și altceva. În principiu, mă bucur că am venit și că m-ați chemat. Îmi doream cumva să, să, am o discuție așa, adică am mai avut discuții cu oameni despre medicină nucleară și mereu îmi doream să fac asta. Adică când mi-a scris prima oară, mi-am dorit să fac asta pentru că știu că eu nu știam nimic atunci când mi-am ales. Și am zis, băi, e, e, util și mi-aș fi dorit să... M-am mai gândit la chestia asta, că mi-aș dori să pot să vorbesc așa cu mai mulți oameni odată și să le povestesc. Uite, băi, asta facem noi la mea nucleară. Și faptul că mi-a dat șansa asta a, a fost așa. Zic că, ia uite ce chestie bună. Și chiar m-am bucurat și mulțumesc că m-ați chemat. Spune-ne ce sfaturi ai tu pentru viitorii medici rezidenți. Fiți curajoși e, și orice s-ar întâmpla, e, nu vă dați înapoi de la muncii. Nimic nu o să primiți dacă nu munciți. Absolut nimic. Cine primește fără să muncească, deși pare că e bine la început, mai departe o să se vadă lipsurile respective și o să se vadă lipsa de interes și lipsa de implicare în munca lui. Și gândiți-vă, în primul rând că o să ajungeți să aveți niște vieți, efectiv niște vieți ale unor oameni, care depind de voi. Adică noi nu ne ducem și scriem un rezultat doar așa, Ma, mare lucru, am scris trei cuvinte. Nu, pentru cineva. Diagnosticul pe care l-ai pus acolo contează foarte mult. Adică clinicianul ăla a, -a ia după tine și dacă tu l-ai pus ai sau tu l-ai fost așa super și nu ai fost atent, pacientul respectiv poate să aibă niște metastaze și tu să-l trimiți să-i zici că nu are nimic. Și atunci tot ce înseamnă medicina și tot ce înseamnă, nu știu, să fii om sau mai știu eu ce chestii de genul ăsta nu mai contează. De asta aveți, aveți dorința asta de a face lucruri că am o carte foarte frumoasă care îmi place și zice activitatea înseamnă viață și cam asta. Mhm. Mm Bun. Să-ți mulțumim că ai venit. A fost practic... Pentru mine a fost minunat să te ascult. Mă bucur că am eu ocazia să întâlnesc cu oameni de la care pot să învăț și sunt mereu surprinsă că găsesc oameni de genul, adică rar există oameni ca tine să vorbească Mulțumesc. cu atât de multă pasiune și asta este unul din motivele pentru care am și creat acest podcast, pentru că Fix oameni ca și tine căutăm da. să spună oamenilor despre ce și-au ales și cu câtă pasiune o fac, ca să-i facă să-i să determine și pe ei să-și aleagă poate specialitatea asta și să vadă ce înseamnă cu adevărat să muncești din pasiune. Da. Și de aceea te felicităm Mulțumesc. și îți urăm foarte mult succes Mulțumesc. pe viitor și îți și... Și mulțumim și noi că ai venit aici. Cu mare plăcere!